În timp ce Diana cu Dani discutau, s-a auzit deodată o muzică. Diana s-a și speriat și Dani s-a ridicat să danseze. A fost foarte amuzant. I-am văzut și pe Sabrina cu Dima în bucătărie, dansau și ei. Din păcate, nu era o surpriză de la staff, ci îi anunța că trebuie să se închidă ușile. Au fost trimiși în casa lor băieții mai devreme pentru că cineva a încălcat puțin regulamentul, am înțeles că l-a luat somnul pe canapea, nu știu despre cine este vorba, dar aceasta a fost pedeapsa să se închidă ușile. Știți că nu au voie să doarmă decât când le dau cei din staff permisiunea, cam în jurul orei 12 noaptea, niciun caz când sunt ușile deschise. A fost o despărțire altfel. Se îmbrățișa Roberto cu bunica, apoi Dani cu bunica, cuplurile se sărutau și se îmbrățișau de parcă nu s-ar mai vedea niciodată. Pe de altă parte a fost și cea mai amuzantă despărțire a fetelor de băieți până la urmă doamna Ana a mers și a închis ușa. V-am spus, părea că nu se mai văd mâine în live. Așa de greu le-a fost concurenților să și a rămas bun.